Vă salut încă o dată și îmi doresc ca în anul centenar să fim români oriunde am fi. În Republica Moldova, în Europa, în toată lumea. Să ne bucurăm ca românii, așa cum știm noi mai bine. A 15-a ediție, una jubiliară, reprezintă o ocazie deosebită pentru dumneavoastră, locuitorii comunei Niculițel, să vă lăudați cu rezultatele muncii voastre. A fost un an bun, ați muncit bine și acum e vremea să culegeți roadele și să arătați tuturor ce oameni harnici și gospodari trăiesc în Niculițel. Astăzi este a 15-a ediție a Sărbătorii Viei și Vinului la Niculițel, a bucuriilor toamnei, o sărbătoare a recoltei, prin care dorim să mulțumim Domnului pentru roadele pe care le-am primit, pentru care am muncit și le-am primit la sfârșitul anului. Încercăm în acest fel să promovăm specificul local, acela de viticultori și de producători de vinuri, dar nu numai atât. Sărbătoarea este și un mod de a ne promova talentele, de a ne a dovedi că ne-am păstrat tradițiile și știm să ne respectăm istoria și înaintași. Anul centenar m-a motivat să am alături, să invit alături de noi și frații noștri de peste Prut, în primul rând pe cei din satul Capaclia, cu care suntem înfrățiți de 2 ani de zile, cu care deja avem schimburi culturale și nu numai, avem proiecte comune. Concursul este deja la o ediție avansată, este ediția 15-a, după cum ne arată și afișul de afară, Bucuriile Toamnei. În fiecare an copiii școlii gimnaziale Niculițel ne încântă cu frumoase lucrări și ați văzut și dumneavoastră frumoase povești. Jack, el este Jack Dovleacul cu ochii bulbucați și fiorători. Uitându-te la el, parcă ar râde de mai că ne sperie. Numele lui vine de la vechea legendă irlandeză, Jack Zgârcitul. Nu o să facă o căsătorie foarte greu, o să-i dea sufletul lui diavolul. Lui. Dacă o să-l ajute, o să dea sufletul lui. Dorința noastră este de a investi în primul rând în dezvoltarea localității și mă refer la investiții în infrastructura edilitară, dar nu numai atât, dorim să investim și în oameni, pentru că oamenii vor utiliza infrastructura și prin proiectele pe care dorim să le derulăm încercăm să-i facem parteneri. Deja suntem în diverse stadii cu proiectul de reabilitare a unor drumuri din localitate, încă 5 km, care vor fi asfaltați. Vom reabilita un corp de clădire al școlii. Ambele proiecte însumează peste 2 milioane și jumătate de euro și sunt finanțate din fonduri europene. Vorbeam de investiții în oameni. Și aici trebuie să subliniez proiectul pe care îl avem în derulare în ce privește reabilitarea căminului cultural. Proiectul de reabilitare a căminului, v-am spus, este în derulare, valorează 700.000 de euro, este din fonduri europene, finanțat prin fonduri europene și nu este singurul proiect. Mai avem un proiect finanțat de la bugetul de stat de aproximativ 1.800.000 de euro și constă în reabilitarea rețelei de alimentare cu apă. Un deziderat al nostru este de confirmarea calității apei.